Începând cu luna noiembrie 2023, programele naționale de creditare cu garanția statului și dobândă subvenționată Student Invest și Family Start pot fi accesate prin intermediul băncilor partenere. Family Start și Student Invest pot fi accesate până la finalul anului, iar fondurile sunt limitate. Programul Family Start este dedicat celor care au o familie sau vor să își întemeieze una. Aceștia trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani și pot împrumuta până la 150.000 de lei, adică aproximativ 30.000 de euro pentru cel mult 10 ani. Există o singură condiție, ca venitul lunar pe membru de familie să fie sub 6.000 de lei sau 7.500 de lei în cazul familiilor monoparentale. În cadrul acestui program, doritorii trebuie să demonstreze cu documente ce vor face cu banii și există o listă a cheltuielilor eligibile. Pentru programul Family Start, de asemenea, vârsta beneficiarilor a crescut, 18-45 de ani, valoarea maximă a creditului, de asemenea, a crescut la 150.000 lei pentru fiecare familie. Plafonul de venituri ce permite participarea în program, venitul net pe membru de familie este de până la 6.000 de lei, respectiv 7.500 de lei pentru familiile monoparentale. De exemplu, pot fi cheltuieli pentru organizarea nunții, creșă, grădiniță sau școală pentru copil, o mașină, renovarea casei sau chiar un avans pentru o locuință nouă. De asemenea, cu acești bani se poate rambursa anticipat un credit ipotecar mai vechi. Al doilea program este dedicat celor care au până în 40 de ani, iar condiția este să fie înscriși la o universitate. Aceștia pot împrumuta până la 75.000 de lei tot pentru 10 ani. În acest caz, statul acoperă integral dobânda. Printre cheltuielile eligibile sunt și taxele de studii, chiria, diferite tratamente medicale și, de asemenea, avansul pentru o locuință nouă. Pentru programul Student Invest, vârsta beneficiarilor eligibili a crescut. Acum pot depune persoane care au vârsta între 18 și 40 de ani cu aceleași condiții să fie cuprinși în instituțiile de învățământ superior din România. Așa cum am amintit, s-a dublat valoarea creditului, ajungând la 75.000 lei pentru beneficiar. Plafonul total al garanțiilor de stat, 250 de milioane, ceea ce înseamnă mult mai multe credite. Ca și cheltuieli eligibile pentru Student Invest, taxe de studii, licență, master, doctorat, plata chiriei în limita a maxim 300 de euro pe lună la cursul BNR din ziua plății, plata locurilor de cazare din căminele studențești, avans pentru achiziția unei locuințe, plata pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala. Ambele programe pot fi accesate până la finalul anului, însă există un plafon de 250 de milioane de lei pentru fiecare.